Un bărbat a murit, iar un al doilea este în stare gravă la spital în urma unui accident de muncă. Cei doi s-au electrocutat în timp ce făceau lucrări de întreținere la stația de transformare din Dej. Inspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă în acest caz. Doi bărbați s-au electrocutat în timp ce efectuau lucrări de întreținere la instalațiile de curent din stația de transformare a curentului electric din Dej. Cei doi muncitori se aflau la înălțime pe platforma unei macarale. Fiind prea aproape de cablurile de înaltă tensiune, s-a creat un arc electric care i-a aruncat la pământ pe cei doi bărbați. Martorii au sunat disperați la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe ambulanțe, echipaje de pompieri și echipaje de poliție. La sosirea medicilor, unul dintre bărbați, în vârstă de 30 de ani, a fost găsit conștient. Bărbatul suferise arsuri în urma electrocutării și a fost transportat la spital. La fața locului am găsit o persoană conștientă cu leziuni de intrare și ieșire a curentului de înalt voltaj. A fost preluat de echipajul cu asistență, au acordat primele îngrijiri, evaluat și transportat la spital. Cel de-al doilea bărbat în vârstă de 50 de ani a suferit leziuni și arsuri grave și a fost găsit de medici în stare critică. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Cea de-a doua persoană preluată de echipajul cu medic, găsită inconștientă în stop cardiorespirator cu arsuri de căi aeriene superioare, arsuri la nivelul feței, toracului și membrului superior. Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. După câteva zeci de minute, medicii nu au mai avut ce face și au fost nevoiți să constate decesul. S-au inițiat manevrele de resuscitare, din păcate fără răspuns pentru pacient declarându-se deces. Cei doi bărbați electrocutați sunt din județul Maramureș și erau angajați la o firmă privată care făcea lucrări la punctul de transformare din Dej. Polițiștii fac în continuare cercetări în acest caz pentru a stabili împrejurările în care s-a produs nefericitul eveniment. Pentru că cei doi bărbați erau la muncă în momentul producerii tragediei și inspectorii ITM vor deschide o anchetă în acest caz. În urma tragediei, o mare parte din oraș a rămas 10 de minute fără curent electric.